Astăzi a fost înmormântat fostul director economic al Spitalului CFR din Iași, Constantin Birică. Pe această cale transmitem condolanțe familiei îndurerate. Pe Constantin Birică nu l-am cunoscut până acum 8 luni de zile. Atunci l-am văzut pentru prima dată și, spre norocul meu, l-am filmat povestind despre cauzele demolării Academiei Mihăilene din Iași. Mi-am dorit să-l mai filmez, povestind despre întâmplări mai puțin cunoscute din trecutul nu prea îndepărtat al iașilor. Starea de sănătate însă nu-i permitea efortul respectiv. Nu o să vă povestesc mai nimic despre Academie, fiindcă s-a scris mult despre ea. E interesant că acea clădire a avut mai multe destinații. A fost mult timp sediul Școlii de Bele Arte, a Pinacotecii, a filialei Academiei Române și Ocol Silvic. Când a fost transformată în Școala de Bele Arte, s-au impus unele modificări structurale, iar presa din 1894, atunci se petreceau evenimentele respective, o descriau, citez, ca având o formă ordinară și posomorâtă, cu rotundul ieșit afară, cu colțul despre stradă și cu ferestrele ce îi dau aerul unei căzăture păspăite, încheia citatul. Citatul respectiv este din ziarul local Ecoul Moldovei din octombrie 1894. Mai târziu, clădirea avea de suferit și de pe urma traficului rutier, astfel că, citez, direcțiunea Școlii de Bele Arte a cerut să se oprească trecerea prin strada Arcu a camioanelor cu încărcături grele din cauză că a crăpat un zid al localului școalei. Citatul este din ziarul Evenimentul din Iași, 21 iulie 1920. De ce a fost demolată clădirea Academiei? Să-l ascultăm pe Constantin Birică. E o poveste foarte îndelungată. În primul rând, era foarte aproape de Liceul Național. Da. Toată demonstrația oamenilor muncii trecea de la gare spre Piața Unirii. Era în 1962, la 23 august, când toată tribuna oficială stătea și se uita cum vinea coloana de manifestanți spre Piața Unirii. Și când ajungea de la Academia Mihaeliană, se respira și lumea fugea pe fața tribunii, gata, că țindea și făcea aerilor, că aici se era înghesuită. Și atunci... Și atunci s-a spus ca să se mute Academia, s-o tragă pe rotire ceva, vreo 20 de metri. Să facă, să lăgească drumul. Dar costa de 3 ori mai mult pe atunci. Eu am fost unul din secretarii cu probleme organizatorice a Partidului Comunist Român din municipiul Iași. Și cunosc foarte bine toate chestiile astea care erau acolo. Când s-a dărâmat Academia, era paiantă toată și a venit atunci armata și în 3 zile, după 23 august, o demolat Academia și a apărut parcul care a fost făcut de domnul director Antonel Grosu. Era o clădire splendidă de Academia. Da. Frumoasă. Tâmplăria de la asta era făcută dintr-un molit de rezonanță. Extraordinar de frumos. Extraordinar de bun. Deși avea o vechime extraordinar de mare, scândura din tâmplărie arăta impecabil. Nici o urmă de trecere a timpului. Clădirea ca atare era superbă în interior. Într-adevăr, s-a demolat într-un termen foarte scurt, însă s-a distrus. S-a adus aminte că da, cum? O distrus enorm. Nu trebuie de rămas. Trebuia translată.
ce e așa? Au făcut panorama asta de cinematograf. Să aducem minte ce... Cinematograful ăsta... Spuneți. E făcut și proiectat fostul director al Institutului de Proiectări, Mihăilescu, care în 1962, când a venit Gheorghiu Dejeneaș, a spus, păi, ce ați făcut plăcinta asta în Iași, păi, în plin centru Iașului, băi? Nu putea să faceți și voi. Și am mai spus Gheorghiu Dej atunci o chestie. Blocurile din Piața Unirii arată ca niște seminarii catolice din secolul XVI, fără balcoane, fără nimic. Logica faptului că nu au balcoane blocurile din Piața Unirii, că atunci când se fac demonstrațiile la 1 mai și 23 august, să nu iasă lumea în balcon. Se poate să și să nu se pune izmenile și rufile pe balcon să-l întunde. Și-l întreabă Gheorghiu Dej pe Bodnăraș. Emilie, ce părere ai tu de blocul ăsta, Gulliver? Cu cine seamănă? Și Bodnăraș îi spune, ăsta seamănă cu închisoarea din Germania, făcută fără balcon și fără cap. Și atunci vine Mihăilescu și spune lui Nistor, care era președinte de Consiliul Județean pe atunci, a regiunii, a regiunii era, așa, și spune lui Nistor, lasă că eu rezolv. Și vine și pune parapetul ăsta ca să dea înălțime la ce cinematograf. În realitate e gol înăuntru. Da. Cupola pleacă de la, înălțimea aia, așa, ca să mă acopere acoperiș și-a făcut parapetul ăsta. Aha. Dar ăsta nu-i proiectat la Iași. Nu. Este un proiect tip care a fost adaptat de Mihăilescu. Nu Mihăilescu a proiectat sala cinematografului. Cinematografii de genul ăsta mai sunt în țară. Este un proiect tip care a fost adaptat la Iași. Hai că am plecat, gata.